Doamnelor, domnilor, este ora 17, urmăriți decisiv și o să vedeți la această oră, doamnelor și domnilor, detalii șocante despre criminalul în serie de pe litoral. O să vedeți că acesta, în momentul în care a comis crimele, era sub control judiciar și chiar în ziua în care a ucis cea de-a doua tânără, s-a dus să dea cu subsemnatul la poliție. Se întâmplă tot la Constanța, tot cu inspectoratul județean, Constanța de poliție, unde știți foarte bine s-a întâmplat și tragedia comisă de Vlad Pascu. Acolo, Ministerul de Interne ne-a promis o reformă a Inspectoratului Județean de Poliție, un proiect pilot care va fi pus în toată țara, dar, de fapt, ne confruntăm în acest moment cu un alt scandal de proporții. Cum e posibil ca acest individ criminal în serie, despre care profilerii spun că este cel mai sângeros criminal de după Revoluție, să ucidă chiar în ziua în care a mers la poliție să dea cu subsemnatul pentru că era sub control judiciar? Imediat o să răspundem la această întrebare. De asemenea, o să vedeți, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă cu taxele de anul viitor. Marea miză, în afară de, evident, întrebarea legată de cine va fi președintele României pentru următorii 5 ani, este ce se va întâmpla cu viața noastră pentru următorii 5 ani, pentru că avem și alegeri parlamentare și în momentul de față se discută despre introducerea unor noi taxe, despre schimbarea sistemului fiscal și aici vreau să vorbim despre impozitarea progresivă, pentru că premierul actual, Marcel Ciolacu, cel care este prezidențiabil, recunoaște că această impozitare progresivă este discutată în reforma fiscală, că este cerută de Fondul Monetar și Banca Mondială și o să vedem până unde poate ajunge impozitarea progresivă pe salarii dacă ea va fi introdusă. Și în câteva ore, doamnelor și domnilor, are loc întâlnirea care ar putea schimba soarta războiului din Ucraina. Premierul britanic merge la Washington, se vede cu președintele Joe Biden și este întâlnirea la care se va lua decizia dacă Ucraina poate să folosească arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte de pe teritoriul Rusiei. Apare Vladimir Putin înainte de această întâlnire și spune așa: dacă îi se va permite Ucrainei să folosească acest tip de arme, atunci NATO intră în război direct cu Rusia. O să vedem ce înseamnă acest lucru, pentru că e foarte interesant și planul lui Donald Trump de a face pace în Ucraina. Apare vicepreședintele ales de candidatul republican, J.D. Vance, care vorbește despre fortificarea Ucrainei, despre o zonă demilitarizată, dar și despre faptul că Rusia trebuie să aibă garanții că Ucraina nu intră în Alianța Nord-Atlantică. Imediat o să vedeți declarațiile, însă vreau să încep cu imagini de ultimă oră, doamnelor și domnilor, un accident care s-a petrecut în urmă cu foarte puțin timp în fața Guvernului României. Un polițist pe motocicletă care a lovit o tânără chiar pe trecerea de pietoni. Polițistul avea semnalele luminoase și acustice pornite. Haideți să vedem aceste imagini. Acesta este momentul, doamnelor și domnilor. Din ceea ce am observat în aceste imagini, doamna vorbea la telefon, probabil că n-a fost atentă, în momentul în care și-a dat seama că trece o motocicletă a poliției cu semnalele acustice și luminoase pornite, probabil că n-a știut ce să facă, n-a știut ce reacție să aibă. A fost momentul în care și polițistul nu a mai avut cum să evite acest accident. Doamna a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Evident că se va face o anchetă pentru a stabili exact modalitatea în care s-a produs acest accident. Mergem mai departe acum, doamnelor și domnilor, pentru că vă spuneam, sunt date șocante din cazul criminalului în serie de pe litoral. Acolo, atenție, criminalul era sub control judiciar după niște infracțiuni rutiere. În ziua în care merge să dea cu subsemnatul la poliție, o ucide pe cea de-a doua tânără. Întrebarea este, cum este posibil? Cum sub un control judiciar nimeni să nu te supravegheze și să știe exact ce faci? Controlul judiciar se termină doar dacă te duci la poliție în secție și semnezi o hârtie și asta a fost tot? Este o întrebare. Ministrul de Interne nu exclude să trimită acolo corpul de control și vă reamintesc că este același Inspectorat Județean de Poliție Constanța, care știm cum a gestionat, dacă putem spune gestionat, tragedia cu cei doi tineri omorâți de Vlad Pascu și el drogat la volan, care a fost dus în secția de poliție, care a fost oprit de un alt echipaj și totuși a ajuns să omoare doi tineri. Haideți să vedem declarații.
presupusul criminal era sub măsura controlului judiciar. El s-a prezentat la control judiciar de 12 ori. Ultima dată, într-adevăr, în 27 august. Adică fix în ziua în care criminalul în serie de pe litoral, Poreclit Șacalul, a curmat viața Denisei, o tânără de 28 de ani din Timiș care lucra ca escortă. În 6 septembrie a comunicat cu organul de poliție, polițistul care exercita măsura controlului judiciar, în sensul că este sub supravegherea poliției, fiind în spital în urma producerii unui accident. Accident produs chiar cu mașina pe care o furase de la Denisa după ce a sugrumat-o, apoi i-a ținut cadavrul în baia apartamentului în care locuiesc și cei 4 copii ai concubinei lui. La 7 ore de la impactul rutier a fost sesizată dispariția tinerii, iar în cele din urmă șacalul a ajuns din spital direct la audieri. Pentru că în tot acest timp al comiterii atrocităților, criminalul în serie se afla deja sub control judiciar, ministrul de interne a cerut anchetă la poliția din Constanța. Nu vorbim încă de un corp de control, să fie limpede, nu vorbim de nicio anchetă disciplinară, ci de o verificare preliminară. Tot sub control judiciar era șacalul și atunci când a ucis-o pe Delia, prima victimă descoperită de poliție, pe care a sugrumat-o în propriul ei apartament din Mamaia, acolo unde criminalul în serie a avut grijă să seteze pe cald aerul condiționat, pentru ca trupul neînsuflețit să se descompună rapid, iar cauza morții să nu poată fi stabilită de legiști. Cadavrul tinerei de 26 de ani, originară din Tulcea, a fost găsit 10 zile mai târziu. Era o fată foarte serioasă, foarte de treabă, nota 20 din toate punctele de vedere. A intrat un proxenet pe fir și timp de un an de zile a stat pe capul ei și i-a sucit mințele și a făcut-o să accepte să se prostitueze la Constanța. Eu vorbeam cu ea în fiecare zi. Venind de la serviciu la ora 6, i-am dat mesaj și nu mi-a răspuns. Am așteptat o oră, două, trei și mi-am dat seama că ceva nu-i regulă. A doua zi dimineața am mers acolo la apartament. Ea apartamentul încuiat, am sunat de la ușa apartamentului și telefonul îi suna în casă. Am mers la poliție, nici m-a băgat în seamă. Stau să aștept, că dacă se interesezi ei pe unde ești și ce faci. Și la 3 zile au găsit-o decedată în apartament. Criminalul în serie de pe litoral poza în creștin, dar pornirile sale îl dădeau de gol. Venea și citea, ținea locul dascălui. El a mai fost odată, că se știe că a mai abuzat de o fată aici. Părea un băiat ciudat, vă spun sincer. Părea un băiat foarte ciudat. De ce? Avea o privire ciudată. Deci se uita la toată lumea și a mai spus cineva în biserică aceeași chestie. Fixa privirea și avea o privire foarte ciudată. Adică mie una când venea în biserică, mie mi-era teamă de el. O teamă complet justificată. A violat-o pe fata mea cea mare, 15 ani. Au luat-o de pe stradă, băiatul ăsta a luat-o de pe stradă cu bicicleta și a dus-o la o casă părăsită. Acolo și-a bătut joc de ea, a dus-o pe câmp, a lăsat-o acolo și a găsit-o poliția și a dus-o acasă cu hainele în brațe, rupte și toate alea. Mulțumesc lui Dumnezeu, bine că este bine și e pe picioare și nu a fost omorâtă. Denisa, în schimb, omorâtă și aruncată pe câmp, a fost condusă pe ultimul drum. Mama tinerei de 28 de ani din Timiș a leșinat când și-a văzut în sicriu fiica ucisă de criminalul în serie de pe litoral, cel care acum contestă arestul preventiv, la fel și concubina, care era complice. Alături de mine la această oră, doamnelor și domnilor, este Sarmiza Andronic, analist politic. Mulțumesc pentru prezență. Este Val Vulcu, jurnalist de CNews. Tudor Curtifan este jurnalist Defense România. Mulțumesc. În legătură directă cu noi este Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigații, cel care a fost în aceste zile la Constanța și urmărește îndeaproape aceste anchete. Cum e posibil, Sorin Ovidiu Bălan, ca în ziua în care merge la poliție acest individ criminal în serie să și ucidă? Era sub controlul judiciar. Controlul judiciar se rezumă doar la a merge la secția de poliție și a semna o hârtie? Și asta este tot? Sau cineva mai trebuie să te și supravegheze? Din păcate, da. Asta este controlul judiciar. Mergi la poliție, semnezi o hârtie și la revedere. Numai că aici eu am o problemă. Eu sunt în continuare în zonă. Am o problemă, pentru că spun polițiștii că pe două... Bine, domnul Prădoiu nu ne-a explicat pe cine trimite în control, pe aia care au fost doamna trecută, că am văzut că au rezolvat. Pe data de 27, el deja luase legătura cu victima, el deja era în posesia mașinii. Pentru că avem mărturia unei vecine, care ne spune că pe data de 27 dimineața mașina era parcată pe locul ei. Și că pe 28 ea și-a tras atenția să mai parcheze acolo. Mașina era parcată de dimineață. El a luat victima la ora 5 de la hotel. Și mă tem că ne cam mint că a fost la controlul judiciar. Că nu prea avea când.
Adică el era în Năvodari, în 27, și doamna își aduce foarte bine aminte data respectivă, pentru că avea un eveniment în familie. Știa și mașina și numărul. Da, aici cred că trebuie făcută și, evident, cred că va fi făcută această expertiză psihiatrică. Deci, acest individ, am văzut că avea postate tot felul de filmulețe făcute în biserică. Cânta în corul bisericii și avea tot felul de mesaje în care îndemna oamenii să empatizeze, să îi ajute pe ceilalți, iar el omora în acest timp. Da, ce s-a întâmplat? El cânta în corul bisericii. Mă mir că poliția totuși nu știa că el se mutase de o lună de zile aici unde a omorât-o pe cea de-a doua victimă. Se mutase cu chirie cu compunina lui în Năvodare, aici într-un apartament căpătit de la parterul unui bloc. Dar cred că de o gravitate extremă este și altceva. Faptul că dosarul cu cea de-a doua victimă a fost închis fără să se cerceteze, s-au spălat repede pe mâini, spunând că domne, era pe câmp, a fost atacată de animale, a fost atacată de șacal și aia e. S-a închis tot țara. Nimeni nu și-a pus măcar întrebarea, domne, dar cum ajunge o tânără între două localități, cu câmpul pustiu este o avicolă, ceva mai departe acolo, cum ajunge o tânără pe un câmp pustiu între două localități între care este o distanță de vreo 15 km. Și în al doilea rând, această tânără pleacă înfelită pentru că martorii care au găsit-o, care am stat de vorbă de altfel, ne-au spus că era înfelită într-o pătură sau într-o pilotă. Adică nici măcar atâta lucru s-au gândit polițiștii. Dom'le, nu este de aici, pentru că nu știți că nu se nici o fată, nici din Mihai Viteazu, nici din... Păi, dacă n-a dispărut nimeni, este o străină care, pe care o mănâncă și acalii pe, la marginea drumului. Chiar nu te întreb cum a ajuns acolo? Vreau să fac această precizare pe care am făcut-o și la începutul emisiunii. Deci, acest caz este gestionat sau trebuia să fie gestionat de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța prin toate structurile de subordine. Este același inspectorat care trebuia să gestioneze nenorocirea făcută de Vlad Pascu. Ni s-a promis de la Vlad Pascu, deci nenorocirea Vlad Pascu până în prezent, că se va reforma Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. Că acolo va fi un proiect pilot care va fi aplicat în toată țara, evident, de succes. Și am ajuns la acest caz. Chiar nu se poate face nimic, Sorin Ovidiu Bălan, este ultima întrebare? Ba da, adică s-a făcut, de exemplu, domnul Plugă, care era șeful inspectoratului când a fost Vlad Pascu, s-au luat măsuri împotriva lui, am înțeles că cum a fost în străinătatea. Este numit consul. România. A fost numit consul, deci să fac, să iau măsuri. Doar că mai se mănâncă șacalii pe unele fete opărâte, ca să lămurim. Dacă n-avea loc accident, dacă n-avea loc accident, dacă ăsta nu era mașina curată de la victimă, la ora asta nu-l căuta nimeni, ci dosarul asasinării fetei din Timișoara rămânea închis, au mâncat-o șacalii pe tot. Foarte importante aceste precizări. Mulțumesc, Sorin Ovidiu Bălan, pentru precizările tale extrem de importante. Vreau să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, pentru că spuneam o întrebare foarte importantă la care noi ar trebui să avem răspuns în aceste luni, pe final de an, un final de an foarte agitat, cu multe alegeri. O întrebare esențială este ce se va întâmpla cu nivelul nostru de trai, cu salariile noastre de anul viitor. Și am văzut că în prezentările făcute de candidații la Cotroceni se vorbește foarte mult despre economie, despre ce trebuie făcut din punct de vedere economic în România. Există o întrebare esențială. Ce se întâmplă cu taxele anul viitor? O să vedem pe premierul Ciolacu, cel care admite că impozitarea progresivă este discutată în reforma fiscală pe care România este obligată să o facă. Două organisme, Banca Mondială, Fondul Monetar, cer această impozitare progresivă pe salarii, deci de la 10% acum să ajungă la 25%, o să vedeți cine propune asta. Și vin și cei de la USR care spun că anul viitor în România va crește TVA-ul. Haideți să vedem declarația făcută de premierul Ciolacu.
V-ați declarat în repetate rânduri un susținător al impozitării progresive. Dacă veți face parte din guvern și anul viitor, după alegeri, veți încerca să introduceți această măsură, veți face simulări? Acel lucru se va discuta. Va fi președinte. Da. Deci acel, nu face parte din acel guvern. Lucru, dacă va rămâne premier. Acel lucru, nu face, va fi președinte. Acel lucru va fi discutat în reforma fiscală. Sunt recomandări venite și de la Banca Mondială și de la alte organisme financiare internaționale să intrăm în impozitarea progresivă. Acum, nu înseamnă că vine impozitarea progresivă peste companii. Eu nu am nimic nici cu cota unică, dar ea trebuie să fie cota unică. Dacă o aplicăm acum, umblăm iarăși la impozitarea muncii. Deci e un studiu amplu unde vom veni cu soluția cea mai bună. Sau vor veni viitorii guvernanți, viitorul prim-ministru. Sunt alături de noi și domnul Rareș Hopincă, este din partea PSD, este primarul ales al sectorului 2, mulțumesc. Și în legătură Skype cu noi este Mara Mareș din partea PNL și Alina Achim, purtător de cuvânt al platformei România Renaște, platformă ce susține candidatura lui Mircea Geană la Cotroceni. Mulțumesc tuturor. Aș vrea să vă arăt, domnule Hopincă, este și domnul Cristian Seidler, legătură directă cu noi, este deputat USR. Aș vrea să vă arăt ce distribuie USR în aceste zile pe pagine de socializare. Anul 2025 cu PSD. Crește impozitul pe venit de la 10 la 16%, crește TVA-ul de la 19 la 21% și cresc și cheltuielile bugetare. E un fake news. Ce putem să comentăm mai mult decât au fost nenumărate poziții publice în care s-a exclus cu desăvârșire creșterea TVA. Cu toate acestea, bineînțeles, USR a intrat în campanie electorală și nu știe să facă alt tip de campanie electorală decât distribuind fake news. Încă o dată, este un fake news. Domnule Seidler, vă rog, aveți date care conduc la aceste decizii? Ce date ar putea să aibă? Este imposibil să existe astfel de date pentru că ele nu există. Vă rog. Creșterea cheltuielilor statului de la an la an cred că este demonstrată matematic de raportările. Cred că avem o problemă cu această comunicare. Eu rog pe colegii mei dacă pot să mă ajute. Eu vă aud foarte bine. Acum vă auzim și noi, domnule Seidler, vă rog să repetați. Spuneam că, 1. Creșterea cheltuielilor statului demonstrat obiectiv de raportările guvernului. 2. Creșterea cotei de TVA a fost sugerată chiar de către domnul Câciu, într-o emisiune la care participam alături de dânsul. 3. După o întâlnire a domnului Boloș, actual ministru al finanțelor, care, apropo, declarase că în 2025 vor trebui făcute niște ajustări în politica fiscală, deci după o întâlnire cu domnul Boloș, care făcuse și fără publică această declarație, o mare bancă, una dintre cele care finanțează deficitul României, a publicat o analiză în care a arătat că vor crește și cota TVA-ului și cota impozitului pe profit și, în ultimul rând, și cu asta închei, calculele noastre arată că pentru a menține țintele de deficit, acelea despre care se vorbește, de 5% în anul următor, văzând ritmul creșterii cheltuielilor statului, trebuie să existe și o creștere a veniturilor statului, dincolo de cea naturală dată de inflație, și asta s-ar putea realiza doar având creștere de TVA și creștere de impozit. Sigur, noi nu ne dorim asta, noi credem că ar trebui sau chiar să scadă impozitarea, dar asta ar însemna o reducere a cheltuielilor statului, o reducere a risipei, ceea ce actuala coaliție nu are de gând să facă, după cum vedem din raportările guvernului nou. Vă rog, domnule Hopincă. Da, îmi mențin același comentariu. Este pur și simplu un fake news distribuit cu premeditare în debutul unei campanii electorale, nesusținut de niciun fel de date, de niciun fel de declarații publice, menit doar să, seteze agenda publică într-un anumit fel. Repet, am avut nenumărate poziții publice și din partea primului ministru și din partea ministrului de finanțe, care arătau explicit că nu vor crește taxe, iar creșterea TVA este cu desăvârșire exclusă. Vreau să vă arăt date. Mai mult decât atât, în mod evident, în România, politica fiscală este apanajul guvernului și a parlamentului dacă modifică legi. Nu este apanajul unor analiști, a unor bănci sau a unor organisme care comentează de pe margine Banca Mondială, diferite deci, politici spuneți, fiscale. Dar Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială sunt menționate chiar de premier.
vin cu aceste variante de impozitare progresivă. Repet, sunt analize. Între 10 și analize, și 20 sau 10 și 25%. Analize putem face cu toții, dar politica fiscală este apanajul guvernului sau a Parlamentului, dacă vorbim de schimbarea unor legi. Dar premierul că vorbește despre impozitare despre analize și despre ipoteze. Putem să vorbim. Sunt dezbateri. Să știți că PSD-ul a susținut sau susține de 2 ani de zile cel puțin în spațiul public. Și putem să vorbim să vorbim despre echitatea sistemului de impozitare, mai ales în ceea ce privește veniturile mici din România. Este o dezbatere necesară. Asta nu înseamnă că va crește TVA-ul. Este o distanță de la cer la pământ și încă o dată este un fake news pe care unii cred că ar trebui să reduceți taxarea pe forța de muncă înainte să puneți acest lucru. Sunt de acord cu dumneavoastră. Este 47 la permiteți-mi o declarație a domnului Boloș să vă citesc din ea, o singură propoziție. Vorbind realist, zice dânsul, cred că în prima jumătate a anului 2025 se vor lua măsurile fiscale care probabil vor intra în vigoare începând cu 1 iulie 2025. Dar nu spune văzând ce măsuri fiscale. Spune doar... Dar nici n-ați văzut vreo scădere de taxe. Păi da, dar și cifrele pe care le dați dumneavoastră par foarte sigure, adică... Păi vă spun de unde, încă păi, o dată. Exact de am unde? Făcut o proiecție, am făcut o proiecție, că știm să facem proiecții matematice, a încasărilor și cheltuielilor statului și pe baza lor diferența trebuie acoperită de undeva dacă vrei să menții deficitul la 5%, așa cum declara acolo. Bun, tare, această proiecție ați făcut-o, pe care ați făcut-o este similară cu proiecția făcută în momentul achiziției de vaccinuri sau diferă cu ceva? Ca să știm și noi la ce date să ne referim. Să vă referiți la datele pe care le comunică guvernul dumneavoastră și să răspundeți... Nu, eu vorbeam de proiecția dumneavoastră care fundamentează aceste cifre. Aceeași proiecție a fost folosită și când ați achiziționat vaccinurile? Aceeași proiecție a fost dată întâmplător și de către o mare bancă internațională pe care finanțează deficitul. Eu vă întrebam altceva, domnul deputat. Dar sigur că da, doar că eu nu vreau să schimb subiectul cum vă convine dumneavoastră, să Bun. Scăpați din subiectul creșterii. Vă arătăm aceste lucruri. Vă arătăm aceste lucruri pentru că e foarte interesant și foarte important, evident, cine va fi următorul premier al României. Deja candidații la prezidențial au început să contureze cine ar trebui să fie premierul României pentru următorii ani. Haideți să vedem cine ar putea să ajungă în această funcție, pentru că acel premier ar putea să vină cu o astfel de decizie de impozitare progresivă pe salarii în România. Să vedem materialul. Cu certitudine, eu, Marcel Ciolacu, dacă voi câștiga, nu voi lua toată puterea. Puterea trebuie împărțită, mai ales în contextul actual. Le-am zis și colegilor din partid să nu se supere. Chiar dacă PSD-ul va fi primul partid. Nu va avea 50%. Va trebui făcută o nouă coaliție. Primul ministru trebuie să fie din partea altui partid, ca să creeze echilibru și premizele pentru o asemenea provocare pe care eu mi-o doresc. Nu voi numi niciun prim-ministru și niciun guvern. Dacă nu vom avea un contract de guvernare, da. Câștig alegeri prezidențiale pe un proiect, un proiect politic, da. Care este un proiect de schimbare adevărat. Bun. Asta înseamnă că eu am primit un mandat din partea a milioane de cetățeni, mult mai multe milioane de cetățeni la președinte decât la orice altă alegere. Și atunci ai o discuție directă de negociere cu cei care vor forma viitorul guvern sau viitoarele guverne, da. În 5 sau 10 ani de zile se mai schimbă, vom avea o discuție foarte clară. Care sunt lucrurile pe care și voi vă angajați în schimbul nominalizării mele că o să le faceți pentru această țară? Și prin mine și au un angajament față de țară. Să zicem, intri în turul 2 și reușești să câștigi prezidențialele. Primul ministru este neapărat de la partidul care este pe prima poziție în clasamentul rezultat în urma alegerilor? Nu neapărat. Ideal ar fi să fie, v-am spus încă o dată, un prim-ministru de dreapta. Asta ai vorbit sub Bolojan? Da, am vorbit. Ai păstra această variantă? Eu aș păstra această variantă. Dacă, Doamne ferește, să zicem, o să aibă scor prost la parlamentare. Eu cred că sunt capabilă să vorbesc și să construiesc și cu un prim-ministru și un guvern care să nu fie de dreapta. Dacă va exista, sigur, suntem partidul de centru-dreapta care ne dorim foarte mult și ne-am dorit să avem o guvernare de dreapta. Dacă toată lumea înțelege chestiunea aceasta și reușim să obținem un scor care să ne permită realizarea
unei majorități parlamentare fără niciun fel de problemă că vom guverna de maniera aceasta. Dacă nu voi continua să am aceeași poziție prin care oamenii să poată să înțeleagă faptul că fac politică pentru români. Iar a face politică pentru români trebuie să dai deoparte toate orgoliile și să te așezi să vii cu soluții concrete. Doamna Achim, ce reprezintă acest contract pe care Mircea Geoană spune că trebuie să-l semneze cu premierul desemnat în cazul în care va ajunge președintele României? Ce scrie cu litere mici în acest contract? Nu știu dacă mă aude, doamna Achim. Ce scrie cu litere mici acolo unde nu vede... Cred că trebuie să le facem, nu citește nu nimeni doamna Achim, când face contractul în telefon. Da. Bun, înainte de toate m-aș încăpățâna să revin la Constituție. Dacă cineva poate să indice unde în Constituția României este prevăzut vreun contract între propunerea de prim-ministru, primul ministru desemnat și președinte, cred eu că ar fi interesantă această dezbatere. Ce înseamnă, doamna Achim, contractul dintre Mircea Geoană, dacă devine președinte, și premierul desemnat? Da, după cum domnul Mircea Geoană m-a explicat în repetate rânduri, principala menire a domniei sale ca președinte atunci când va ajunge va fi să pună în practică planul de țară, proiectul de țară pentru în jurul căruia sau pentru care românii îl va fi votat. Bazat pe nevoile, plan care este bazat pe nevoile, identificarea nevoilor românilor și ducerea României mai departe. Aceste promisiuni pe care Mircea Geoană le face în campania electorală și îndeplinirea lor este principalul dumisal obiectiv când va fi devenit președinte. Nominalizarea unui prim-ministru se va face în funcție și pe baza acestui plan de țară, acestui contract pe care Mircea Geoană l-a și făcut cu țara și pe baza căruia va face un contract cu partidul, partidele, coaliția, alianța care va da primul ministru. Deci promisiunile și îndeplinirea lor vor sta la baza acestui contract cu guvernul, cu prim-ministru și cu guvernul. Te rog să nu știu, eu înțeleg, poate n-am înțeles eu bine și o rog pe doamna Achim să mai explice o dată. Deci până la urmă, domnul Geoană, pentru că mărturisesc că din declarația domniei sale nu am înțeles, va numi un prim-ministru nu în funcție de procentele pe care românii le dau partidelor, ci mai degrabă de cine îl susține pe domnul Geoană, că așa văd eu contractul. Că asta înseamnă programul. Cine îi susține programul? Bun, și ce facem totuși în Constituția României? Da, programul nu are cum să fie susținut de vreunul dintre partidele care pot avea un procent mare, adică fiecare partid vine cu propriul său program. Dați-mi voie să vă explic și să începem explicația prin Constituția României, al cărui articol 103 explică foarte clar care este metoda de nominalizare a primului ministru prin consultare cu partidele, partidul care obține cele mai mari procente. Bineînțeles că această consultare va fi loc. Domnul Mircea Geoană nu își propune niciun fel să încalce Constituția României, însă la baza acestei consultări va sta o negociere pe marginea planului de țară, pe marginea obiectivelor pe care domnul Mircea Geoană foarte curând de altfel le va anunța când își va lansa platforma electorală. Nu doar procentajele neapărat vor sta la baza negocierilor, ci, repet, se va negocia pe obiective, se va merge la aceste consultări și la aceste negocieri cu obiectivele pe masă, nu doar cu hai să te fac prim-ministru ca să fie bine. Totuși, mi s-ar părea, iartă-mă, te rog. Modelul acesta la Klaus Iohannis. Pentru că în Constituție scrie, premierul este propus de partidul care deține majoritatea în Parlament sau de acele partide care împreună formează majoritatea în Parlament. Klaus Iohannis a făcut alte combinații de 3 luate către 4 ca să pună ce premier dorea el, guvernul meu, am încheiat citat. Așa vom vedea și acum sau cum? La fel Traian Băsescu. Nu, dacă îmi dați voie să explic și o să repet după, și o să las pe urmă comentatorii dumneavoastră, analiștii să vorbească în continuare, dar dați-mi voie să vă explic și să repet. Aceste negocieri au avut timp de fiecare dată când au fost după alegerile prezidențiale. Nu este niciun fel o noutate. De această dată însă,
aceste negocieri nu vor fi făcute pe procente, pe numărătoare, pe aritmetica parlamentară sau doar pe aceste lucruri, ci vor fi făcute și pe anumite obiective pe care președintele și guvernul vor trebui să le ducă la îndeplinire. Adică dacă, un partid ia 5% și rezonează cu programul dumneavoastră, puneți primul ministru de acolo și nu țineți cont de procentul unui partid care a luat un procent foarte mare care ar urma să intre la guvernare. Am spus asta și am repetat de trei rânduri că nu asta am spus. Și nu cred că noi putem să avem un program comun cu un partid care ia 5%. Dar programul președintelui, programul de guvernare, doamnă, zău. Programul președintelui are obiective care converg înspre ducerea României mai departe și spre mai bine. Mi-este foarte greu să cred că un program de guvernare votul românilor, asta pe mine mă pune pe gânduri. Acestea. Deci, dintr-o dată, vă rog să mă lăsați dacă am început să explic. Dintr-o dată, eu nu văd niciun fel de antagonism atât de mare între cele două programe. Că pe lângă procentele importante care vor fi luate de partide la aceste alegeri parlamentare, în momentul în care se va forma o coaliție o coaliție de partide care să vină cu oferte de premier, probabil că se va merge pe niște variante de premier care să provină de la acele partide, dar care să rezoneze cu ceea ce dorește Mircea Joan. Valvulcu, cum vezi această variantă de desemnare de premier? Nu știu, toate discuțiile astea sunt vorbe de talk show, să nu zic de clacă. Important este cât va fi impozitul, cât o să fie impozitul pe venit, cât impozitul pe salariu, cât impozitul... Deci aceste lucruri trebuie precizate. Premierul numai o secundă. Va pune în aplicare. Nu. Trebuie să știm exact, nu la anul, că domnul președinte Ciolacu zicea, doamne, vom vedea... Se aude un eco, cineva lasă... Deci, stai puțin, Val, că trebuie să rezolve regia. Așteptăm până când o rezolv. Da, nu pare. Da, nu pare. Deci, spuneți invitațiilor să-și închidă difuzorul. Mara Mareș, întrebarea este... Domnul așa. Președinte Ciolacu a zis un lucru important. Domnule, dacă voi ajunge președinte, să împărțim puterea, cu alte cuvinte, va da premierul partidul care ajută la facerea majorității, nu PSD-ul. Asta e ok, e un lucru important. Dar ce nu spune domnul președinte este chestia cu impozite. Că să lăsăm, că va fi o reformă, că vedem la... Nu, eu vreau să văd acum. Acum să-mi spună fiecare din cei 5-6, acum să-mi spună fiecare partid... Ce impozit cu ce dacă impozit vine la anul? Nu să-mi spună USR-ul cu ce impozit va veni PSD-ul. Bun, să-mi dacă, spună cu ce impozit vine USR-ul. Dacă președintele României va fi Marcel Ciolacu, doamna Mara Mareș, și dacă... spune că premierul trebuie să fie de la un alt partid ca să echilibreze puterea în România și va fi un premier de la PNL, va pune în aplicare impozitarea progresivă de care vorbește acum Marcel Ciolacu? Da, nu cred că se aude, dar știți și cu impozitul progresiv, care este de adevăr, e moral, așa ar fi, etic, moral, mă rog, să mai temperezi vârfurile. Dar hai să vedem, să ne aducem aminte cum a fost cu taxa auto. A adus venituri taxa auto sau s-au dus mașinile în Bulgaria? Se vor duce toți de la corporații cu salariile în afară? Capitalul va fugi afară? Da, are mijloace să o facă. Cine nu are? Asta care lucrează în agricultură, zilierul, ăștia mai nevoiești. Deci, și luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem, o să vedeți ce se întâmplă cu decizia care poate schimba soarta războiului. Rămâneți cu noi. Am revenit în direct la Decisiv, doamnelor și domnilor. În doar câteva ore va avea loc acea întâlnire la Washington care poate schimba soarta războiului. Premierul britanic se duce și vorbește cu președintele Joe Biden, spuneam, la Washington, după ce Antony Blinken și ministrul apărării din Marea Britanie au fost la Kiev. Decizia este legată dacă îi se va permite sau nu Ucrainei să folosească arme cu rază lungă pentru a lovi ținte pe teritoriul Rusiei. Înainte de această întâlnire apare liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și spune așa, că dacă îi se va permite Ucrainei să folosească acest tip de arme, atunci NATO intră în război direct cu Rusia. Vedem declarații. Это решение будет принято. Это будет означать ни что иное, как прямое участие
стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути, Tudor Curtifan, a existat deja o declarație făcută de Antony Blinken, secretarul de stat american, cel care a mers în vizită la Kiev cu ministrul britanic al apărării și a spus că Statele Unite își vor adapta politica în funcție de ce se întâmplă pe front. Toată lumea așteaptă ca Joe Biden să dea undă verde Ucrainei. Da, Statele Unite văd că ezită în ceea ce privește acordul de a lovi cu arme americane Federația Rusă. Se schimbă poziția în funcție de arhitectura de pe front. De fiecare dată avem declarații fie de la Casa Albă, fie de la Antony Blinken, dar din punctul meu de vedere nici nu ar trebui să avem această discuție. Tocmai faptul că avem acum această discuție arată că încă Occidentul ezită. Eu nu cred că în Coreea de Nord sau în Iran existau discuții cu privire la livrările de rachete balistice către Federația Rusă, pentru că pe aceeași logică a lui Vladimir Putin, Iranul e în război cu Ucraina, Coreea de Nord e în război cu Ucraina, pentru că ambele state livrează în continuare masiv rachete balistice cu rază lungă de acțiune Federației Rusei pe care Rusia le utilizează. Există posibilitatea ca Joe Biden să zică la această întâlnire să livreze Marea Britanie sau nu să livreze, să permită Marea Britanie Ucrainei să folosească armamentul britanic de rază lungă pentru a lovi ținte din Rusia? Statele Unite deocamdată nu iau această decizie? Există și această posibilitate, dar Marea Britanie a fost țara care a fost cea mai fermă în ceea ce privește ajutarea. Și a fost prima care și-a anunțat sprijinul din Europa pentru Ucraina. Da. A avut consultanți pentru Zelenski și a stat tot timpul lipit. Aceleași discuții ne-am mai auzit și la tancuri și când s-au fost livrate sistemele HIMARS. Federația Rusă, logica Federației Ruse, dacă citiți o singură zi presa din Federația Rusă, acolo mesajul nu e Ucraina, e deja trecut de Ucraina. Mesajul pe care ei îl transmit e că Federația Rusă e în război de apărare cu Alianța Nord-Atlantică, iar în joc e însă și existența Federației Ruse și a civilizației ruse. Acest mesaj e transmis perpetu în presa. Vreau să vedem și ce declară J.D. Vance, care este vicepreședintele ales de candidatul republican Donald Trump. Zice, toată lumea s-a întrebat, evident, când a spus Donald Trump că în 24 de ore încheie războiul din Ucraina, care este planul său. Haideți să vedem ce spune J.D. Vance despre planul lui Donald Trump de a face pace în Ucraina în 24 de ore. I think what this looks like is Trump sits down, he says to the Russians, the Ukrainians, the Europeans, you guys need to figure out what does a peaceful settlement look like. And what it probably looks like is something like the current line of demarcation between Russia and Ukraine. That becomes like a demilitarized zone. It's heavily fortified so the Russians don't invade again. Ukraine remains its independent sovereignty. Russia gets the guarantee of neutrality from Ukraine. It doesn't join NATO. It doesn't join, you know, some of these sort of allied institutions. And I think that's ultimately what this looks like. And by the way, the Germans and other countries have to fund some Ukrainian reconstruction. That is what the deal, I think, is ultimately going to look something like. But I think what's going to happen is President Trump's going to go in there as the president-elect. They're scared of him in Russia. They're worried about him in Europe because they know that he actually means what he says. And I think he's going to be able to come to a deal very quickly. Cum vezi acest plan? Zonă demilitarizată, fortificarea Ucrainei, să primească garanții Rusia că Ucraina nu va intra în NATO? Bine, astfel de lucruri sau mai este? Adică nu cred că poți cu 24 de ore cu așa ceva să închei război. Nu poți. Republicanii au experiență. În 1988, George Bush, tatăl, spunea în discursul de acceptarea nominalizării, citiți-mi pe buze, read my lips, no new taxes. Și chestia asta l-a făcut să nu mai fie, pentru că evident că a venit cu taxe noi, l-a făcut să nu mai fie reales. Ceea ce în cazul lui Trump nu mai constituie un pericol, că nu poate avea al treilea mandat. Poate să promită orice, că oprește războiul, că rezolvă cu seceta din Sudan, poate să promită
Bun, ideea este că această temă a războiului dintre Ucraina și Rusia a constituit o temă foarte importantă în campania lui Trump. Și știm foarte bine că toată lumea s-a întrebat cum va face Trump să... Dar cum va face America să-și abandoneze un aliat prima dată în istorie? Eu sunt de acord cu ce spui, doar că... Voiam să spun altceva, că este pentru prima dată când cineva vine să dea o explicație, dar totuși nu putem neglija și nu putem să trecem cu vederea peste ce a spus Peskov. Pentru că el a spus clar... Dacă Trump va câștiga alegerile, deși noi o susținem pe Kamala Harris, nu va putea face acest lucru. Ea cam dărâmat tema lui Trump, da? Când Rusia spune, toată lumea se întreabă cum susține Rusia, cum îl susține pe Trump, dacă se va întâmpla ce s-a întâmplat acum 4 ani de zile. Știm, a fost o întreagă poveste. Ei, acum când Rusia spune nu poate Trump să facă asta, mai constituie asta o temă importantă pentru Trump când Rusia spune că el nu este credibil? Vreau să vă mai arăt niște imagini. Dictatorul Kim Jong-un, fotografiat la Institutul de Arme Nucleare. Atenție, Putin îl trimite pe Sergei Shoigu, fost ministru al apărării, acum este la Consiliul de Securitate al Rusiei, să facă rost de arme. Și este pentru prima dată când liderul Coreei de Nord, aliat al președintelui rus Vladimir Putin, face publice imagini cu instalațiile de îmbogățire a uraniului necesare pentru fabricarea focoaselor nucleare. În cadrul vizitei, Kim Jong-un a cerut întărirea capacităților nucleare ale țării. Să vedem câte degete are după vreo lună de la vizita în fabrica de uraniu. Asta cum l-a întinsă, da, că te urechei cresc. Exact ceea ce spunem, Coreea de Nord e un stat care ajută și e implicat în susținerea războiului de agresiune rus, dar m-aș întoarce puțin la acest plan de pace, că această zonă demilitarizată înseamnă de fapt înghețarea conflictului, iar din punctul meu de vedere, înghețarea conflictului nu ar putea fi o soluție pe termen lung. Conflictul a mai fost înghețat, că războiul a început din 2014, a fost înghețat și în 2014 și cine crede că Federația Rusă se va opri doar printr-o înghețare a conflictului și nu se va reorganiza și va continua, pentru că, amintiți-vă, și cu asta închei, ianuarie 2021, înainte de 2022, înainte de invazie, Federația Rusă a cerut acele garanții de securitate pe care toți le-am considerat ca fiind și au fost într-adevăr ieșite din context, dar ei au spus foarte clar acolo, revenirea la statul quo din 1997, demilitarizarea flancului estic, inclusiv a României. Deci miza pentru Federația Rusă e mai mult decât Ucraina, iar o înghețare al conflictului nu le-a face decât să le dea un timp de... Bun. Vreau să revenim în România, doamnelor și domnilor, pentru că trebuie să aflăm, din ceea ce spun candidații la prezidențiale, ce tip de președinte va avea România în următorii 5 ani. După președintele, am spus, jucător-turnător, președintele absent, haideți să vedem cum vor candidații la prezidențiale să fie, dacă ajung pe scaunul de la Cotroceni, în următorii 5 ani. Va fi un președinte pentru toți. Pentru tine și pentru pensionari, pentru românii de acasă și cei din diaspora. Voi fi un președinte pentru toți românii, indiferent de etnie sau religie. Voi fi președintele oamenilor și nu al partidelor. Pentru mine nu există pesediști, liberali, useriști, suveraniști sau udemeriști. Sunt aici să vă reprezint pe toți și pe toate. Eu nu vreau să fiu un președinte să trag la poartă. Nu ăla e rostul președintele. Președintele trebuie să fie pe teren. El trebuie să fie arbitru. Un arbitru corect. Un arbitru solidar cu cel care se accidentează. Nu sunt. Reformele n-aduc numai aplauze. Eu vreau să fiu un președinte care stă lângă primul ministru. Eu vreau să stau cu... Vreau să merg cu primul ministru de mână la președinta comisiei să negociez pentru România. Un președinte normal care înțelege tablou, că tabloul este uriaș. Un important lucru pe care aș vrea să-l fac, dacă mi-ar oferi încrederea și onoarea românii, ar fi să unesc poporul, cetățenii. Promisiunea mea este că voi asculta românii și voi fi printre români și mă voi duce la guvern să le spun, băi fraților, românii au nevoie de spital, au nevoie de școală. Nu de alte avioane. Nicolae Ciucă, președintele care ar rămâne în istorie, cum? Va munci alături de poporul român. Cum a muncit toată viața mea. Este un coleg american care a venit în vizită în România înainte să-și termine mandatul și m-a întrebat ce pot să fac eu în continuare pentru România. Și am spus așa,
Dacă vrei să faci ceva pentru România, ajută-ne să devenim Coreea de Sud a Europei. Vreau să creez polul balcanic. Aici vreau un spațiu al neutralității. Suntem locul interesant și pentru americani, și pentru ruși, și pentru Uniunea Europeană, și mai ales pentru China. Decât să risc să fac aici un război întreg pentru ocuparea noastră, pentru că suntem cea mai bogată țară în resurse din toată Uniunea Europeană, prefer să creez aici un pol de suveranitate prin neutralitatea acestei regiuni. Vreau să fiu un fel de Elveția. Este un plan curajos, dar m-am apucat de el. Cred că mai avem 30 de secunde. Un cuvânt. Cum ar trebui să fie următorul președinte al României? Domnule Hopincă? Eu cred că trebuie să ne uităm mai mult la Constituția României și mai puțin la preferințele unora sau altora. Constituția, care este legea fundamentală până la urma democrației noastre, ne explică și care sunt atribuțiile și care este menirea președintelui în politică. Nu are atât de multe ușițe, pentru că un președinte care îmbracă haina constituțională, un președinte care îmbracă haina constituțională și este un mediator între puterile statului, este mai actual decât oricând. Mediator? Val? Un președinte care ar îmbrăca haina constituțională, de fapt, ar trebui să fie rege constituțional, pentru deasupra partidelor, fără implicare, să... Da. Dacă eu spun ceva, nu înseamnă că îi contrazic pe ceilalți, că și noi vrem tot așa, ce spune Val, ce spune domnul Hopincă. Mi-ar plăcea să avem un președinte demn, un președinte elegant, un președinte cu care să nu ne fie rușine, știi, și care să nu ne uite. Eu îmi doresc să văd proiecte din partea fiecărui candidat, să văd proiecte clare, cu nu doar promisiuni și la final... Era un cuvânt, măi. Un cuvânt, Tudor. Votul aparține românilor, mai multe cuvinte. Mulțumesc pentru prezență. Începe News Hour-ul CNN. Mergem la Sabrina Preda să vedem cu ce ne așteaptă la ora 18. Sabrina, te ascultă. Cătălina, bun găsit. Avem imagini exclusive obținute de jurnaliștii Antena 3 CNN cu urmărirea șacalului de poliție. Imagini sunt chiar din seara în care a fost sesizată dispariția celei de-a doua victime. Avem și mărturia șocantă a mamei fetei care a fost violată de individ, care pe atunci avea doar 15 ani. Toate aceste subiecte la ora 18. De asemenea, vorbim despre un subiect important. Europa este un sub cod roșu de ploi torențiale. Ciclonul Boris ar putea provoca cele mai devastatoare inundații din ultimele decenii, spun meteorologii. Cehia, Polonia, Germania și Austria sunt sub cod roșu. Armata a fost mobilizată pentru a interveni, iar meteorologii spun că precipitațiile ar putea depăși 300 de litri pe metru pătrat. Ce urmează în țara noastră? Aflați imediat. Vom fi în direct cu doamna Florinela Georgescu, director în cadrul ANM. Cătălina? Începe News Hour-ul CNN. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 3 CNN.